Românii au ocazia să o cunoască pe Regina Maria, dar și pe regele Mihai, așa cum nimeni nu a mai făcut-o. În documentarul Maria, inima României, povestea este prezentată chiar de majestatea sa, iar membrii casei regale povestesc detalii neștiute până în prezent. Timp de 6 luni va avea loc un turneu prin toată țara în care publicul larg are ocazia să cunoască 2 dintre cele mai importante momente din istoria țării noastre, cu ajutorul documentarelor Maria, inima României și Războiul regelui. I never matter how hard life has been, hope always still lies before one. During the war, she was entering all the hospitals. She was called Mama Rănița. O viață dedicată marii uniri. She helped to create a sense of a Romanian national feeling. O regină fără de care România nu ar mai fi fost așa cum o știm. Povestea vieții reginei Maria va ajunge la toți românii timp de 6 luni, prin intermediul documentarului Maria, inima României, documentar care se va difuza gratuit. Va fi prezentat în afară de orașele mari din România, și în zonele rurale, dar și în zone, să spunem, mai puțin favorizate, gen Valea Jiului. Vrem să mergem la zona minerilor și familiile dânșilor să le prezentăm aceste filme, mai ales în perioadele în care condițiile meteo afară nu arată o zi însorită, în Valea Jiului, de exemplu, o picture the scene, și vedem un film istoric în sala de festivități. Cred că acest film o să meargă în uzine, în fabrici, în zone rurale și, evident, orașe mai mici, nu numai în capitală. Totodată, în cele 6 luni de turneu, alături de Maria, inima României, va fi prezentat și documentarul Războiul regelui. În cele 2 filme, trecutul este prezentat într-un mod atractiv pentru tinerii care nu știu și nu sunt pasionați de istorie. Eu am văzut că tineretul nu a fost așa interesat în istorie. Noi am fost la școala caregeală înainte de film, difuzat de film, și multe tineretul au venit și au spus: nu am știut asta, nu am știut asta. Atunci sunt puțin ignorant de fapt și de erou, că s-aș spune erou român. Producția documentarului Războiul regelui a început în 2014 și s-a finalizat în 2016, iar Maria, inima României, a început în 2016 și a fost finalizat 2 ani mai târziu.